Sunteți junior târgul dedicat copiilor de aici de la Romexpo. A fost plin în evenimente vesele, zâmbitoare, cărți pentru copii, carte de colorat, personaje care mai detare. În felul ei, cumva atipic, sigur și în cultura comunității, a găsit de cuvință să marcheze această zi a copilului prin evenimentele de carte pentru copii din colecția Comunitas Junior și prin evenimentul de lansare al acestui raport moral asumat de profesorul Vlad Alexandrescu. Este așadar o lansare cumva atipică, proiectată pe fundalul de veselie al acestei zile a copilului. E o carte singulară și exemplară prin demersul asumat, cum spuneam, de profesorul și senatorul Vlad Alexandrescu, pentru că, atât cât știu eu, este pentru prima dată că un politician român vine cu o dare de seamă la capătul a mai bine de un an de investigații, de vizite în centrele în care se află copiii instituționalizați. Peste 250 de voci ale copiilor sunt de regăsit aici, sunt de regăsit și interviurile sau relatările discuțiilor avute cu factorii de decizie și mai e și componenta subiectivă, să spun, acest jurnal de teren de investigație al autorului Vlad Alexandrescu. E o carte importantă, o carte cu miză, care ar trebui să schimbe ceva. Știu că domnul Vlad Alexandrescu a trimis cartea și scrisoare însoțitoare către primul ministru Viorica Dăncilă, către ministrul Sănătății Sorina Cintea, către Caterina Andronescu. Nu cred că a venit niciun răspuns, deși au trecut deja vreo 5 săptămâni. Deci, a trecut mai bine de o lună și aceste doamne, iar aici eu trebuie să-mi recunosc în fața dumneavoastră uluirea. Pe undeva aș fi pariat că răspunsurile, fie și niște răspunsuri de politicieni meșteșugari la vorbe, vor veni din pricina că vorbim despre trei doamne. Dacă nici trei doamne, fie ele și în aceste poziții de putere politică, nu au vibrat, nu au găsit că este de datoria lor, nu de om politic, ci de femeie, să reacționeze la ce se întâmplă cu acești peste 50.000 de copii care, ai nimănui fiind, sunt de fapt ai noștri. Ei sunt în grija statului, dar se pare că până la urmă ei rămân să fie în grija noastră. E un mesaj foarte important pe care îl dă raportul moral al profesorului Vlad Alexandrescu, acela că nu putem să închidem ochii, nu putem să spunem că pe noi asta nu ne privește. Și avem aici doi invitați alături de autor, care cred că vor spune același lucru, este profesorul, scriitorul și psihiatrul Ion Vianu, care cred că vă va vorbi despre ce înseamnă să pui parte din acești copii sub un program de medicație abuzivă, cu neuroleptice, cu antidepresive, cu tot felul de pastile, tăindu-ne în acest fel, de fapt, copilăria și adolescența, pentru că un copil e făcut să fie un pic neascultător. Asta e definiția copilăriei. Ori în aceste centre, soluția nu e să vorbești cu copilul, soluția nu e să-l înțelegi, soluția e, și mi-e interes bine vorbele, să-l transform într-o legumă care să nu te mai deranjeze. La urmă, apoi pe Valeriu Nicolae, care cunoaște foarte bine zona aceasta a copiilor defavorizați, face minuni acolo în Ferentari, ajutând copii. Îndemnul meu către dumneavoastră este să vă faceți curaj să citiți cartea, nu o carte ușor de citit, mărturiile copiilor o să vă marcheze și o să vă cântuie, dar cred eu că la capătul acestei lecturi veți descoperi că puteți face bine, cât o bucățică de bine. Nu vreau să mă dau de exemplu, sună prost, dar vă spun că una dintre marile mele bucurii la acest târg de carte Bookfest a fost că am putut să
să ajut 5 copii din Scrioaștea, o comună din Pelormani, unde sărăcia e atât de mare cât eu nu credeam că există în România și Scrioaștea nu este la 5.000 de kilometri, ci la 100 și ceva, i-am ajutat să vină de 1 iulie să vadă un târg de carte, niște copii care acasă, dacă reușesc să aibă 1-2 manuale, mai nou și niște cărți pot așa din donații.